Echipa de volei masculin din Buzău se va desființa. Fără miliardul pe care îl primea anual de la primăria Buzău, Dacia va sucomba în această vară. Din păcate, noi ne-am chinuit cam 15 ani de zile să refacem volei buzăian și la nivel de divizia. Știți și perioada foarte bună din divizia din Superliga, când am putut chiar pe Tomis Constanța, care ne-a invitat de 2 ani de zile. Într-adevăr aveam un sponsor, dar banii veneau tot de la primărie și Consiliul Județean. Clubul va fi și amendat de federație. Iată, din 2010, de când am retrogradat, am făcut o strategie deosebit de interesantă pe care nu are nimeni în România, jucând numai cu jucători localnici și numai cu o parte din cei mai buni juniori din echipa de la CSS. La fiecare din acești ani am avut din campionate am avut permanență unul sau doi jucători în teren, cei care de fapt ne-au reprezentat România și de fapt Buzăul în campionatul european sau în cupele balcanice. Mâine la Sala Sporturilor este programată o conferință de presă la care vor lua parte conducătorii principalelor cluburi sportive din municipiul Buzău.